În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, mis credincioși, fiecare clip a vieții noastre, bunul creștin ortodox caută să se lepede de cele rele, să facă cele bune și cele bine plăcute lui Dumnezeu. Evanghelia acestei duminici ne arată necazul a doi oameni, care nu era un necaz care ar putea fi tratat în lumea aceasta, ci acești doi oameni erau demonizați. Erau cuprinși de duhuri rele care alungau pe acești doi de comuniunea cu ceilalți oameni. Acești doi oameni se aflau în ținutul Gadarei sau în ținutul Gergesenilor, care este o cetate la 10 km în apropierea Mării Galilei. Acolo, în acele ținuturi, trăiau și păgâni și evrei. Nerespectând legea lui Moise, păgânii, căsătorindu-se cu evrei și amestecându-se, au considerat că legea lui Moise, care spunea că nu este bine ca să mănânci carne de porc, aceștia desconsiderându-o pentru câștig și pentru a avea multe bogății în urma vânzării porcilor, creșteau porci și mâncau. Repet, păgâni amestecați cu evrei, păgânii care știau prea puțin legea lui Moise, dar evreii care cunoșteau foarte bine, căsătorindu-se cu păgânii, făceau lucrul acesta. Erau împotriva legii, care le spunea să nu mănânce animal care are copită despicată. Și iată că în acest ținut a intrat și Domnul Iisus. El care locuia în Capernaum, pe țărmul Mării Galilei, a trecut cu corabia de cealaltă parte a mării și acolo a săvârșit această minune. A eliberat pe cei doi, i-a eliberat, i-a slobozit de duhurile necurate și a trimis aceste duhuri necurate care l-au recunoscut că este Fiul lui Dumnezeu, a trimis pe aceste duhuri într-o turmă de porci. Ne spun Sfinții Părinți că acolo erau aproximativ 2000 de capete. Acolo erau și oameni care aveau grijă de porci, care erau plătiți, care văzuseră bucuria celor doi demonizați, care acum erau oameni ca ceilalți. Și aceștia nu s-au bucurat de vindecarea celor doi, ci îngrijitorii au alergat în cetate ca să spună locuitorilor cetății ce s-a întâmplat cu cei doi demonizați
Și cum duhurile cele rele, demonii, intrând în porci, aceștia s-au aruncat în mare și au pierit. Când vine Domnul Hristos în acest ținut, era scopul ca să-i mântuiască pe aceștia, ca să-i ridice pe aceștia din baia păcatului, din moartea păcatului, se ridice la viață și să le îndrepte cele pe care ei le făceau așa cum nu se cuvine, nerespectând legea lui Moise. Venind Domnul aici, încearcă să le arate că nu se cuvine să încalce legea lui Moise, primul lucru. Iar al doilea lucru, să arate că mai presus de toate este omul și că El, Domnul Hristos, a venit în lume ca să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Iată cum îngrijitorii au transformat bucuria vindecării în alungarea Domnului din ținutul lor. Facem și noi așa? Cum ar fi fost dacă îngrijitorii ar fi mers în cetate și ar fi spus locuitorilor cetății: s-a întâmplat o tragedie, s-au unecat porcii, dar să știți că este o mare minune și o mare bucurie că s-au vindecat doi oameni îndrăciți pe care nimeni nu putea să-i vindece până atunci. Cât de important este ceea ce au spus îngrijitorii locuitorilor cetății și apoi cum aceștia s-au pornit și l-au alungat pe Domnul Hristos din ținutul lor. Spune fericitul Augustin că în viața aceasta noi oamenii încercăm să avem cât mai mulți prieteni și le facem acestora pe plac și încercăm să fim cu prieteni cu cât mai mulți oameni, dar când plecăm din lumea aceasta, adevăratul prieten este doar Dumnezeu. Și în zadar încercăm să plăcem, să fim pe placul celorlalți, dacă nu suntem pe placul lui Dumnezeu, dacă nu suntem potrivit legii și rânduielii lui Dumnezeu. Iată deci cum Evanghelia de astăzi ne vorbește despre ceva care nu se pomenește la nicio televiziune. Sute, poate sunt și mii de televiziuni, în nicio televiziune nu se va vorbi despre diavol, despre îndrăciți, despre posedați, despre cei care suferă și sunt legați de aceste duhuri necurate. Și totuși biserica vorbește. Ea este cea care deschide inimile și mințile noastre ca să înțelege că există în lumea aceasta binele și răul. Iar omul este chemat să aleagă binele. Binele lui Dumnezeu, nu binele propriei persoane. Tot astăzi biserica face pomenire și vorbește în minei și în cărțile sfinte, în cărțile sfinților, despre
Sfânta Marina, o mare vindecătoare și cea care l-a mărturisit pe Dumnezeu, cum puțin tineri de astăzi îl mărturisesc. Aceasta s-a născut în anul 292. 292. Din părinți care nu erau prea buni, nu erau nici creștini, dar nu erau nici cu frică de Dumnezeu. Și deci născându-se ea, nu a primit botezul. În acea perioadă, botezul se făcea prin mărturisire publică în Iisus Hristos cel răstignit și înviat, primeau botezul în noaptea de Paște, în noaptea de pogorârea Sfântului Duh, când se făcea frângerea pâinii, ceea ce astăzi noi numim liturghia, și se botezau mii, se botezau în timpul Sfintei Liturghii. Ea nu a avut acest mare dar de a primi taina botezului. Și la vârsta de 12 ani a auzit despre învățătura în Iisus Hristos. Deci în anul, dacă s-a născut în 292, în anul 304. Și acolo, ea auzind despre Iisus Hristos, nu i-a mai trebuit nimic altceva. Era înflăcărată de credința aceasta în Iisus Hristos, Mirele cel Ceresc. Și când a auzit părinții, mama ei a murit încă când ea era în fașă, dar tatăl când a auzit că fiica ei crede în Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, a negat, a spus că nu mai este fiica ei. Și pe acolo a trecut și stăpânitorul regiunii, care văzând-o atât de frumoasă, văzând-o luminată de Duhul Sfânt, acesta s-a îndrăgostit de ea, de o copilă, și a dorit ca să o facă soție, să o ducă la templu, la el, la curte. Și a dus-o până acolo, ea având acum vârsta de 15 ani, și acolo ajungând, i-a cerut acesteia să se căsătorească și să aducă închinare idolilor, să aducă jertfe lor. Iar Sfânta Marina, la 15 ani, înaintea oamenilor care erau adunați în piața aceea și înaintea stăpânitorului, a mărturisit că ea nu poate aduce altă jertfă decât unicului și singurului Dumnezeu, cel pe care îl iubește și îl slujește. Și a suferit chinuri mari, pentru că apoi stăpânitorul a poruncit să fie lovită, bătută, carnea cădea de pe ea. Și toți îi strigau, leapădă-te de Hristos ca să trăiești. Iar ea a spus, cât a suferit Domnul Hristos pentru mine, eu nu pot să sufăr un pic pentru El. Și după câteva zile au aruncat-o într-o groapă. Și acolo, ea fiind singură, a început să se roage. Și a spus așa, mă rog ție, Dumnezeului celui viu, ca să-mi dai și mie, roabei tale, taina botezului. Știu că primesc taina botezului prin moartea martirică pe care eu o săvârșesc, era la sfârșitul zilelor ei, dar aș dori să primesc și taina botezului. Ce dorință mare avea această fată de 15 ani! Și au scos-o afară din groapă a doua zi, dimineața, și toți s-au speriat, pentru că trupul ei nu mai arăta ca și cum ar fi fost
o tânără bătută, lovită, schingiuită, ci trupul ei era și mai frumos ca până atunci. Și toți s-au speriat. Ea a cerut să bea apă și prigonitorul a dus o cofă mare de apă și a turnat peste ea. Și atunci o lumină din cer, că și locuitorii s-au speriat. Locuitorii din cetate s-au speriat. O lumină din cer, o rază, și Maica Domnului i-a spus că va fi preaslăvită în cetele Sfintelor Fecioare. Și apoi și-a primit obștescul sfârșit și este cinstită în fiecare an pe data de 17 iulie, cea care a izgonit demonii. Și noi o avem aici pictată în biserică, sus, în balcon, în mijloc, pe Sfânta Marina, ținând în mână un diavol. Să urcați la sfârșitul liturghiei să vedeți, aici în mijloc, în fața mea, pe peretele din spate. De ce ține un diavol în mână? Pentru că înainte să fie scoasă la lumina zilei, a rânduit Dumnezeu cu o încercare pe această fată. Și a lăsat ca diavolul să meargă acolo la ea, în chip de balaur, și a înghițit-o. Și așa a făcut semnul Sfintei Cruci și a lepădat-o balaurul și l-a prins și a plecat. S-a speriat de puterea Sfintei Cruci, dar mai ales de credința pe care o avea această fecioară. Noi știm că Sfânta Marina este ocrotitoare a familiilor și a celor căsătoriți. De ce v-am vorbit astăzi despre ea? Pentru că Evanghelia Duminicii de astăzi ne-a vorbit despre doi oameni demonizați. Nu ne relatează Evanghelia Duminicii de astăzi ce s-a întâmplat cu cei doi oameni demonizați. Au scăpat de duhurile rele, dar nu știm dacă s-au mântuit sau nu, dacă s-au unit cu Dumnezeu sau nu. Această tânără fecioară, luptându-se cu diavolul, a dobândit mucenicia și l-a primit în inima ei și până la sfârșitul veacurilor pe Mirele Hristos. Așa și noi, fiecare dintre dumneavoastră, fiecare dintre noi, avem această luptă cu cel rău, cu diavolul, despre care noi poate nu știm prea multe, dar el este în lume, că ne spune Sfânta Evanghelie că diavolul răgnește ca un leu în lume, căutând pe cine să înghită. Și înghite pe mulți dintre noi, pe cei care folosesc băutură, dar prin băutură devin alcooliști, pe cei care sunt desfrânați și în loc să-și păzească căsătoria, încurajează lucrurile împotriva lui Dumnezeu, pe cei care au bogății și nu știu să facă milostenie, nu știu să ajute, să dea și celui care are nevoie. A fi curat înseamnă a te lepăda și a fi cu Dumnezeu. A te lepăda de cele rele și a fi cu Dumnezeu. Cum să ne lepădăm de păcat? Avem taina Sfintei Spovedanii, prin care noi mărturisim cu lacrimi în ochi greșelile noastre. Ne lepădăm și noi de demonii pe care îi avem între noi, de păcatele pe care le avem în noi. Și apoi ce căutăm? Mergem la biserică și ne rugăm și la Sfânta Liturghie cerem să-L primim pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, trupul și sângele Lui. Și când îl primim, noi cerem ca harul lui Dumnezeu să se coboare peste noi. De aceea când mergem de la biserică, spunem, ce bine mă simt azi, pentru că harul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, s-a pogorât peste noi. De aceea noi când
participăm la Sfânta Liturghie, noi ne rugăm Tatălui Ceresc, noi ne rugăm Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și ne rugăm Duhului Sfânt, dumnezeirea în trei persoane, dar noi ne rugăm ca Dumnezeu să se coboare peste noi și în trupurile noastre, prin împărtășirea cu trupul și sângele Său, dar și în sufletele noastre, peste toată ființa noastră. Și cerem, și prin împărtășanea aceasta, prin împărtășire, noi cerem ca harul lui Dumnezeu să vină peste noi oamenii, peste fiecare dintre noi. Că atunci când mergem la un om bolnav, la spital, și când mergem să alinăm durerea cuiva, noi mergem ca simpli oameni, preoții, și ne rugăm pentru acel om bolnav. Dar harul lui Dumnezeu pe care noi îl cerem este cel care vine și se sălășluiește peste cel bolnav, peste cel în necazuri, peste cel care este în închisoare, peste cel care este în războaie, în prigoană, în necazuri. De aceea să ne lepădăm și noi de demonii pe care îi avem fiecare între noi. Să nu spunem, eu nu am nicio boală sufletească. Când spunem lucrul acesta, moartea sufletească este aproape. Adică depărtarea de Dumnezeu. Noi și dumneavoastră să spunem și celorlalți cât de bun este Dumnezeu și cum ne primește pe fiecare dintre noi. Cum să ajungi în ziua de azi să vorbești despre o mamă de rău? Cum? Cum? Cu atât mai mult cine are curaj să vorbească despre Maica Domnului rău, despre mama Fiului lui Dumnezeu, spunând despre ea că nu este fecioară, că nu îi se cuvine cinstea cuvenită. Și așa mai departe. Și noi ne întâlnim cu aceștia și intră în casele noastre și noi intrăm la ei în casă și ne dăm mâna unii cu alții și vorbim și spunem că-i prietenul meu. Dar prietenul meu trebuie să fie prietenul lui Iisus. Dacă cineva lovește și spune că nu se cuvine să ne facem semnul Sfintei Cruci, care este lemn de viață dătătoare. Sfânta Cruce nu este un idol, ci este viață, este încredere, este ajutor pentru cei care cred, ne spune Sfântul Apostol Pavel, este puterea lui Dumnezeu, Sfânta Cruce. Dar pentru cei care nu cred, este nebunie. Așa au fost și demonizații din Evanghelia de astăzi. Că ei au primit vindecare de la Domnul Hristos, dar nu știm ce s-a întâmplat cu ei mai departe. Dacă ei s-au mântuit, dacă ei l-au urmat pe Domnul Hristos pe calea aceasta spre mântuire, iar locuitorii gergesenilor cu atât mai mult. Nu numai că nu s-au apropiat de Iisus, de Fiul lui Dumnezeu, care a venit să le facă bine, ci l-au alungat pe acesta. Noi, credincioșii, să spunem și să-L chemăm pe Domnul Hristos, să spunem, vino, Doamne, în inima mea, vino, Doamne, în familia mea, vino, Doamne, peste copilașii mei, vino, Doamne, în lumea aceasta și dă pace și dă înțelegere între oameni, între frați, vino, Doamne, și dă-ne mântuirea tuturor. Amin.